Știați că tot ce credeți despre grăsim și zahăr este o minciună? Cum marile companii alimentare au influențat știința să ne facă să alegem zahărul și nu grăsimile? Haideți să descoperim împreună povestea șocantă dintre trei figuri controversate, Angel Case, John Yudkin și Robert Lusting. Și cum unul dintre ei a fost redus la tăcere pentru că, ce credeți, a spus adevărul. Ascensiunea lui Angel Case în anii 50, doctor Angel Case, un cercetător cu reputație solidă, își prezintă ipoteza care va schimba pentru totdeauna nutriția. Teoria conform căreia grăsimile saturate sunt principala cauza bolilor cardiovasculare și a diabetului de tip 2. Case devine rapid o figură influentă susținută de numeroase organizații. Dar ceea ce publicul nu știe, e când în spatele său stau interese puternice ale marilor companii alimentare. Zahărul și carbohidrații procesați devin rapid ingredientele dominante în produsele promovate de aceste corporații care văd o oportunitate de aur în campania low-case împotriva grăsimilor. Cercetările lui Case devin biblia nutriției și formează bazele recomandărilor oficiale, dar cu un cost major pentru sănătatea populației. Pâinea albă, cerealele îndulcite și alte produse încărcate de zahăr încep să fie văzute ca alegeri sănătoase în locul grăsimilor naturale. Și acum există lupta asta lui John Yutkin eroul ignorat. În același timp, în Marea Britanie, un alt cercetător, dr. John Yudkin, observă cum, cu îngrijorare cum consumul de zahăr crește rapid, provocând boli cardiovasculare, obezitate și incidențe crescute ale diabetului de tip 2. Yutkin își dedică cariera, dovedind că zahărul, nu grăsimile, este adevăratul pericol pentru sănătate. În 1972 publică o carte explozivă, Pur, White and Deadly, în traducere românească, cum ucide zahărul, avertizând asupra efectelor devastatoare ale zahărului. Yutkin susține că zahărul nu doar că îngrașe, dar cauzează și diabet și bol de inimă, exact afecțiune pe care Case le atribuia Grasimilor. Însă, marile corporații nu vor ca lumea să audă asta. Drept dovadă, nu se găsește nicăieri cartea cu mucici de zahăr. Iar, în ciuda dovezilor prezentate de John Yutkin, acesta este ridicolarizat, izolat, iar cariera sa este practic distrusă de lobby industriei alimentare. Cercetările sale sunt minimalizate, iar în anii ce urmează, recomandările dietetice globale se aliniază la ideile lui Angel Case. Robert Lusting descoperă adevărul. Aproape o jumătate de secol mai târziu, un nou erou apare pe scenă, Dr. Robert Lusting. Endocrinolog pediatru, Lusting observă o creștere alarmantă a obezității și a diabetului de tip 2 la copii. Întrebându-se ce a mers greșit, Lusting redescoperă cercetările lui Yudkin și începe să înțeleagă cum industria alimentară și lobbyurile au închis gura acestuia. Lusting devine vocea modernă a acestor idei denunțând zahărul drept o travă dulce care ne distruge sănătatea. Cu discursuri directe și bazate pe știință, Lusting atrage atenția asupra studiilor uitate a lui Yudkin și arată cum recomandările dietetice pe care le-am urmat au fost construite pe o minciună. Clipul său video viral Sugar the Biter Truth readuce în atenție pericolele zahărului și redeschide discuția despre adevărații vinovați pentru criza obezității. Datorită eforturilor sale, ideile lui Yutkin primesc o a doua șansă, iar publicul începe să pună sub semnul întrebării adevărurile pe care le-a acceptat atât de mult timp. Astăzi, povestea dintre Case, Yutkin și Lusting ne arată cât de important este să privim critic adevărurile pe care noi le auzim. Descoperirile lui Yutkin redescoperite de Lusting, ne reamintește că industria alimentară și interesele financiare pot influența chiar și știința. Și întrebarea rămâne: vom alege să ne informăm corect și să redescoperim adevărata nutriție sau vom continua să urmăm aceleași recomandări greșite? Dacă și tu crezi că este timpul să scoatem la iveală adevărul despre nutriție, distribuie te rog acest videoclip și haideți împreună să schimbăm percepția asupra alimentației și să-i acordăm în sfârșit dreptate lui John Yudkin. Vă mulțumesc frumos pentru atenție!